Crăiasa zăpezilor de Hans Christian Andersen. 7 povești în una. Întâia poveste, despre o oglindă făcută cioburi. Așadar, să începem! Când vom ajunge la capătul poveștii, vom ști mai multe decât acum despre un vrăjitor pus pe rele. Ci că trăia odată un vrăjitor hain la suflet precum diavolul. Și vrăjitorul acela a făcut o oglindă în care tot ce era bun și frumos se micșora până aproape că nu se vedea, în schimb tot ce era rău și urât se mărea foarte tare și părea și mai urât. Cele mai frumoase priveliști în această oglindă parcă erau fiertură de spanac, iar cei mai buni dintre oameni erau pocitanii sau stăteau cu capul în jos despărțit de corp, așa că vrăjitorul se bucura și râdea cu hohote de născocirea lui. Toți ucenicii de la școala sa de vrăjitorie, căci își făcuse una, povesteau peste tot despre oglindă ca despre o minunăție. Abia acum, ziceau ei, putem vedea lumea așa cum este. Și-au pornit în toate părțile cu oglinda și în curând n-a mai rămas nicio țară, niciun om pe care să nu-l fi schimonosit oglinda. Într-o bună zi s-au gândit ei să urce cu ea în cer. S-au înălțat ei cât s-au înălțat, tot mai mult și deodată, oglinda s-a strâmbat atât de rău încât le-a alunecat din mâini, a căzut pe pământ și s-a făcut țăntări. Dar acum miile și milioanele de cioburi au pricinuit mai mult rău decât oglinda. Unele dintre ele mici cât un fir de nisip s-au împrăștiat peste tot și au intrat în ochii multor oameni și acolo au rămas. Cei cărora le intrau în ochi cioburile acestea vedeau totul pe dos sau băgau de seamă numai ceea ce era urât, pentru că fiecare ciob păstra puterile malefice pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu cioburi în inimă și asta era cel mai rău. Inima li s-a prefăcut odată într-un sloi de gheață. Alte cioburi erau așa de mari încât ai fi putut să faci din ele geamuri. Dar ferească Dumnezeu să te fi uitat la prietenii tăi cei mai buni prin geamurile acelea. Mai erau și cioburi care s-au făcut ochelari. Numai că era vai de cei care purtau asemenea ochelari cu gândul să vadă lucruri mai bine. Vrăjitorul râdea să-i pleznească burta de parcă l-ar fi gâdit la cineva. Iar prin lume zburau încă multe cioburi, dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe. A doua poveste, despre un băiat și o fetiță. Într-un oraș mare în care sunt atâtea case și atâția oameni încât n-au toți un locșor pentru grădină și de aceea, cei mai mulți dintre ei trebuie să se mulțumească doar cu flori în glastre, trăiau doi copii sărmani care aveau o grădiniță puțin mai mare decât un ghiveci. Părinții lor locuiau în mansardele din două case învecinate, acolo unde acoperișurile aproape că se uneau, pe sub streși întrecea un jgheap de scurgere a apei și cum ferestrele mansardelor în care locuiau cele două familii dădeau spre el, puteai să pășești dintr-o locuință în cealaltă. Fiecare familie avea acolo câte o ladă mare de lemn în care creșteau legume și trandafiri, câte unul în fiecare înflorind frumos. Părinții s-au gândit să pună lăzile de acum merzișul jgheaburilor, așa că acum acestea ajungeau de la o fereastră la alta ca două straturi. Mazărea se lăsa peste marginea lor în ghirlande verzi, iar trandafirii înrămau ferestrele și își împreunau rugii pe deasupra. Băiatul și fetița coborau câteodată pe acoperiș și se așezau pe două scăunele la umbra trandafirilor. Și aici se jucau de minune. Iarna, geamurile înghețau de tot, așa că petrecerea asta se termina. Dar copiii încălzeau pe sobă bănuți de aramă, îi lipeau de geamurile înghețate și îndată apărea un cerculeț străveziu și prin fiecare se uitau un ochi blând și iscoditor de la ferestrele lor priveau afară doi copii, Cai și Gherda. Vara făceau doar un pas ca să ajungă unul lângă celălalt, iarna însă trebuiau să coboare și să urce o mulțime de scări, iar afară vântul învârteja zăpada. Roiesc albinele cele albe, spunea bunica. Au și ele regină? Întreba băiatul, deoarece știa că albinele adevărate au o regină. Au, răspunde bunica, o găsește acolo unde e roiul mai des. E mai mare decât celelalte și niciodată nu stă multă vreme pe pământ. Întotdeauna își ia zborul către norii cei negri. Adeseori noaptea trece în zbor pe străzile orașului și se uită pe fereastră în casele oamenilor și atunci geamurile se acoperă cu flori de gheață. Da, da, am văzut, spuneau copiii și erau convinși că era adevărul adevărat. Crăiasa zăpezilor poate să vină și aici? A întrebat odată fetița. Să încerce numai, a răspuns băiatul. O pun pe plita sobei și se topește îndată. Bunica l-a mângâiat pe crește și a început altă vorbă. Seara înainte de culcare, când era pe jumătate dezbrăcat, Cai s-a urcat pe scaunul de lângă fereastră și s-a uitat prin cerculețul de pe geam.
Afară, fulgi de zăpadă dănțuiau prin aer. Unul dintre ei, mai mare, a căzut pe marginea lădiței cu flori și a început să crească și să tot crească până când s-a prefăcut într-o domniță îmbrăcată cu o rochie albă, țesută parcă din mii și mii de steluțe de zăpadă. Era o făptură diafană încântătoare. Zămislită din gheață, dintr-o gheață sclipitoare, părea totuși o ființă vie. Ochii ei scoditori străluceau ca două stele și nu stăteau o clipă locului. A dat din cap și a făcut semn cu mâna către fereastră. Băiatul s-a speriat și a sărit jos de pe scaun. Pentru o clipă i s-a părut că pe lângă geam a trecut în zbor o pasăre mare. A doua zi a fost senin și ger și după aceea a început dezghețul. A venit primăvara. Soarele strălucea, copacii au început să înverzească, rândunelele și-au împletit cuiburi sub streașină, ferestrele erau deschise vraiște și copiii ședeau iar în grădinița lor de sus. În vara aceea, trandafirii înflorica niciodată. Copiii cântau ținându-se de mână, sărutau florile și se uitau la cerul senin. Ce frumos e vara! Într-o zi, ei se uitau într-o carte cu animale și păsări. Orologiul din turnul orașului a bătut ora 5. Au! Țipă deodată cai! M-am pus ceva în inimă și mi-a intrat ceva în ochi. Fetița l-a cuprins de după gât băiatul a clipei, dar în ochii lui nu se vede nimic. Mi se pare că a ieșit, zise el, dar nu ieșise nimic. Era de fapt un ciob mic din oglinda fermecată, bietul cai. Inima lui avea să se prefacă acum într-un sloi de gheață. Durerea îi trecuse, dar ciobul rămăsese înfipt în inimă. De ce plângi? O întrebă el pe fetiță. Nu mă doare deloc. Puh, ce urâtă ești când plângi, zise apoi băiatul. Trandafirul ăsta e mâncat de vierm, iar celălalt e tare strâm. Ce urât sunt trandafirii ăștia, ca și cutiile în care stau. Și-a dat cu piciorul lada de flori rupând un trandafir. Ce faci? Strigă fetița, dar el când a văzut-o așa speriată a mai rupt un trandafir și a zbugit-o pe fereastră în casă, lăsând-o pe biata Gherdea singură. De atunci, când fetița aducea cartea cu poze ca să se uite împreună la ea, el zicea că desenele sunt bune doar pentru niște sugari. Când bunica spunea o poveste, el se lega de fiecare cuvânt. Apoi a ajuns până într-acolo încât se furișa în spatele ei imitându-i mersul, își punea ochelarii ei și o strâmba și toți râdeau. În scurtă vreme a ajuns să-și imite toți vecinii bătându-și joc de ciudățeniile și de cusururile fiecăruia. Lumea zicea, ia te uite ce băiat isteț! Dar toate astea se întâmplau numai din pricina cioburilor de oglindă care intraseră în ochi și în inimă. Tot de aceea o necăjea și o maimuțărea până când și pe drăguța Gherda, care îl iubea din toată inima. Jocurile lui erau acum cu totul altfel decât înainte, deveniseră mai chibzuite. Odată iarna, pe când ningea, el a luat o lupă mare, a întins poala paltonului să prindă niște fulgi și a spus: uită-te prin sticla asta, Gherda! Sub lupă, fiecare fulg părea mult mai mare și semăna cu o floare minunată sau cu o steluță în șase colțuri. Era foarte frumos. Vezi ce bine sunt făcute, zise Cai. Sunt mult mai frumoase decât florile adevărate, n-au niciun cusur, sunt perfecte. Păcat numai că se topesc. Peste câteva zile, Cai a venit cu niște mânuși groase în mâini și cu o săniuță în spate și i-a strigat Gherdă în fugă. Mi-au dat voie să mă duc la săniuș în piața mare cu ceilalți băieți. În piață se dădeau cu sania o mulțime de copii. Cei mai îndrăzneți își prindeau săniuța de câte o căruță cu lemne și mergeau așa o bucată de drum. Era minunat. În miezul forfotei în piață a apărut o sanie mare albă. În sanie ședea cineva înfofolit într-o blană albă și cu o căciulă de asemenea albă pe cap. Sania a înconjurat de două ori piața, Cai și-a prins iute săniuța de ea și a fost tras din urmă. Sania cea mare aluneca tot mai repede și mai repede, apoi a cotit pe o ulicioară. Vizitiul s-a întors și a făcut un semn prietenesc lui Cai, ca și cum l-ar fi cunoscut de când lumea. Băiatul a încercat de câteva ori să-și desprindă săniuța, dar cel care stătea în sanie îi tot făcea semn din cap, așa că a mers mai departe. Astfel au ajuns la porțile orașului. Deodată a început să ningă atât de tare încât Cai nu-și mai vedea nici mâna dacă o întindea. Dădu să dezlege funia cu care se legase de sania cea mare, dar săniuța parcă era lipită de ea și luneca mai departe ca vântul. Cai a început să strige, dar nimeni nu-l auzea. Ningea într-una și sania luneca tot mai iute, afundându-se în nămeți. Sălta din când în când de parcă ar fi trecut peste garduri și peste șanțuri. Băiatul s-a speriat de moarte și a încercat să spună o rugăciune, dar nu-și aminti niciuna. Fulgii cădeau tot mai mari și mai mari până au ajuns cât niște păsări mari albe. Deodată acestea s-au dat într-o parte, sania cea mare s-a oprit și vizitiul s-a ridicat. Era o tânără înaltă și zveltă strălucitor de albă cu veșminte și căciulă de nea. Era crăiasa zăpezilor. Am ajuns cu bine, spuse ea.
dar tu văd că ai înghețat bognă, vino lângă mine să te încălzești în blana mea de urs. L-a luat și l-a așezat pe băiat în sanie, l-a învelit cu blana și lui Cai s-a părut că se afundă într-un troian de zăpadă. Tot ți-e frig, întrebă ea și îl sărută pe frunte. Sărutarea ei era mai rece decât gheața și l-a pătruns până în adâncul trupului, până în inimă, care și așa era pe jumătate înghețată. O clipă a crezut că moare, dar numai o clipă, căci îndată după aceea s-a simțit iar bine, nu-i mai era frig. Săniuța mea, să nu uiți de săniuța mea, strigă el. Își aduse aminte de ea când o văzu prinsă pe spinarea uneia dintre păsările albe care îi urmau în zbor. Creasa zăpezilor îl sărută din nou pe Cai și el uită de Gherda, de bunica sa și de toți cei de acasă. Nu te mai sărut, i-a spus creasa, dacă o fac, mori. Cai s-a uitat la ea, era atât de frumoasă, nici nu-și putea închipui o față mai cuminte și mai drăgălașă. Acum nu-i se părea făcută din gheață ca atunci când o văzuse pe fereastră făcându-i semn din cap. Nu se mai temea deloc de ea și a povestit că știe să calculeze în gând, ba chiar cu fracții, știe ce suprafață și câți locuitori are țara, iar ea doar zâmbea și nu spunea nimic. Și atunci s-a gândit că într-adevăr știe încă prea puțin. Apoi creasa zăpezilor l-a îmbrățișat și au zburat sus de tot până la norii cei negri. Viscolul vuia și gemea de parcă ar fi cântat balade din vechime. Au trecut un zbor peste păduri și peste ape, peste mări și peste țări. De desubtul lor băteau vântul reci, urlau lupii, sclipea zăpada, deasupra zburau ciori negre care croncăneau prelung, iar sus de tot strălucea luna plină și clară. Cai s-a uitat la lună întreaga noapte, iar în zorea a dormit la picioarele crăiesei zăpezilor. A treia poveste, despre grădina femeii care știa să facă vrăji. Ce s-a întâmplat cu Gherda când Cai nu s-a mai întors și unde s-a dus el? Nimeni nu știa. Băieții povesteau numai că îl văzuseră cum își legase săniuța de o sanie mare albă care cotise apoi pe o ulicioară care ducea către porțile orașului. Au plâns mult după el, iar Gherda a plâns mai tare decât toți. În cele din urmă s-au gândit că băiatul murise, se necase în râul de la marginea orașului. Zilele lungi de iarnă nu se mai sfârșeau, dar iată că a sosit și primăvara cu soare cald. Cai a murit, spunea Gherda. Nu-i adevărat, răspundeau razele de soare. A murit, repeta iar rândunele lor. Nu-i adevărat, răspundeau și ele. În cele din urmă, Gherda le-a dat crezare. Ia să-mi pun eu pantofiorii cei roșii pe care Cai nu i-a văzut, spus ea într-o dimineață, și să mă duc la râu să-l întreb dacă știe ceva. Era foarte devreme, Gherda a sărutat-o pe bunica adormită, a încălțat pantofiorii cei roșii și s-a dus la râu. E adevărat că tu l-ai luat pe frățiorul meu de suflet, îl întrebă ea. Dacă mi-l dai înapoi, am să-ți dăruiesc pantofiorii mei roșii. Și fetiței se păru că valurile îi făceau niște semne ciudate. Atunci ea îi scoase pantofiorii cei roșii, lucru cel mai de preț pe care îl avea, și îi aruncă în râu. Dar ei au căzut prea aproape și valurile i-au dus înapoi la mal. Ai fi zis că râul nu voia să ia ce avea ea mai scump pentru că nu putea să îi le înapoieze pe Cai. Fetița a crezut însă că nu aruncase pantofiorii destul de departe și atunci a aruncat într-o barcă legată în stufăriș, a mers până la capătul ei cel mai îndepărtat și a aruncat de acolo pantofiorii în apă. Barca nu era bine legată și din cauza mișcărilor ei a început să se desprindă ușor de mal. Fetița încercă să se întoarcă la capătul celălalt și să sară pe mal, dar barca se depărtase binișor de acum și plutea la vale pe râu. Gherda s-a speriat grozav și a început să plângă și să strige, dar în afară de vrăbii nimeni nu-i auzi strigătele. Acestea, din păcate, nu puteau să o tragă la mal și doar zburau de-a lungul râului și ciripeau de parcă ar fi vrut să o aline. Aici, aici suntem. Barca plutea tot mai departe, Gherda ședea nemișcată, nu mai înciora, pantofiorii ei cei roșii veneau în urma bărcii, dar nu puteau să o ajungă. Poate că râul mă va duce la Cai, se gândi fetița și se înveseli dintr-o dată. Se ridică în picioare și privind de lung și cu încântare spre malurile verzi și iată că barca a ajuns în dreptul unei livezi mari și vișinii. În mijlocul ei se înălța o căsuță cu niște ferestre ciudate roșii azurii cu acoperiș de paie. La poartă stăteau de pază doi soldați din lemn care salutau pe toți cei care treceau pe acolo. Gherda a strigat la ei crezând că-s vii, dar ei bineînțeles nu i-au răspuns. Barca s-a apropiat și mai mult, a ajuns chiar lângă mal și fetița a strigat și mai tare. Atunci din căsuță a ieșit o bătrână gârbovită de ani, sprijinindu-se într-o cârjă. Purta o pălărie mare de soare pictată cu flori minunate. Sărăcuța de tine, spuse ea,
Cum de te-ai pornit tu pe o apă așa de mare în lumea largă? Și bătrâna se apropie de apă, agăță barca gherdei cu cârja, o trase la mal și o ajută pe fetiță să coboare. Fetița era nespus de bucuroasă că ajunsese iar pe usca, dar se și temea puțin de bătrâna asta necunoscută. Acum să-mi spui cine ești și cum ai ajuns aici. Gherda a început să-i povestească despre toate. Bătrâna dădea doar din cap și zicea, Când disprăvi de povesti, fetița o întrebă dacă nu-l văzuse cumva pe cai. Bătrâna îi răspunse că nu trecuse pe acolo, dar că are să vină el. N-are de ce să fie tristă, mai bine să guste din vișine și să se uite la florile din grădină. Sunt mai frumoase decât pozele din orice carte și toate știu să spună povești. Și bătrâna o luă pe Gherda de mână, o duse în casă și încuie ușa cu cheia. Ferestrele erau foarte înalte, cu geamuri colorate roșii, albastre și galbene, odaia fiind învăluită într-o lumină ciudată trandafirie. Pe masă se afla un coșuleț cu vișine gustoase și Gherda s-a așezat și a mâncat după pofta inimii. În timp ce mânca, bătrâna a pieptănat-o cu un pieptene din aur. Părul i s-a răzucit în cărlion și a căpătat o strălucire aurie, iar obrajii s-au rumenit ca trandafirul. De mult îmi doream o fetiță atât de drăgălașă, zise bătrâna. Hai să vezi ce bine vom trăi noi împreună. Și tot pieptăna buclele aurii și cu cât o pieptăna mai tare, cu atât Gherda uita de frățiorul ei de suflet, căci baba știa să facă vrăji. Nu era o vrăjitoare rea și făcea farmece numai așa ca să-i treacă vremea. Acum însă tare ar fi vrut ca Gherda să rămână la dânsa. Așa că s-a dus în grădină, a atins cu cârja trandafirii și toți, așa înfloriți cum erau, au intrat adânc în pământ de n-a mai rămas nici urmă de ei. Bătrâna se temea că la vederea lor fetița își va aminti de trandafirii ei de acasă și atunci se va gândi la cai și va pleca, lăsându-o iară singură. Apoi bătrâna a dus-o pe Gherda în grădină. Găsea aici flori de toate soiurile și din toate anotimpurile care răspundeau o mireasmă îmbătătoare. În toată lumea n-ai fi găsit o carte cu poze mai pline de culoare și mai frumoase. Gherda a sărit în sus de bucurie și s-a jucat printre flori până când soarele a apus după vișini. Atunci s-a culcat într-un pat minunat cu perne de mătase roșie, brodată cu violete albastre. Fetița a dormit și a visat tot vise frumoase ca o prințesă în ziua anunții sale. A doua zi, Gherda iar s-a jucat cât i-a poftit inima în grădina cu flori scăldată de soare. Așa au trecut mai multe zile. Gherda știa acum fiecare floare și oricât de multe ar fi, se părea totuși că una lipsește. Dar care anume? Și iată că odată ea s-a uitat mai bine la pălăria de soare pictată cu flori pe care o purta bătrâna, cea mai frumoasă floare era chiar trandafirul. Bătrâna uitase să îl șteargă atunci când izgonise trandafirii adevărați din grădină. Așa pățești la bătrânețe când devii uituc. Cum? Aici nu este niciun trandafir. Se miră Gherda și porni îndată să-i caute printre straturi. A căutat cât a căutat, dar n-a găsit niciun trandafir. Atunci s-a așezat jos și a început să plângă. Lacrimile ei calde au căzut chiar pe locul unde creștea înainte o tufă de trandafiri și a umezit țărâna. Tufa a ieșit îndată la suprafață, tot așa înflorită cum fusese. Gherda a îmbrățișat trandafirul, i-a sărutat florile și și-a amintit pe dată de minunații trandafiri care înfloreau la ea acasă și de cai. Cum de-am zăbovit atât, se văităia. Doar pornisem să-l caut pe cai. Voi știți cumva unde este, întrebăia trandafirii. Credeți că a murit? N-a murit, îi răspunseră florile. Noi am fost în pământ unde sunt toți morții, dar cai nu era printre ei. Vă mulțumesc, zise Gherda și se îndreptă spre celelalte flori. Se uită în potirele lor și întrebă, nu știți unde-i cai? Dar florile se desfătau la soare și fiecare se gândea numai la propria plăcere. Niciuna nu știa nimic despre cai. Gherda se apropie de pe pădia care strălucea în iarba cea verde. Icuțule soare, zise fetița, spune-mi, nu știi cumva unde să-mi găsesc frățiorul de suflet? Păpădia străluci și mai tare și se uită cu drag la fetiță. Începu să-i depene o poveste, dar nu pomeni nimic despre cai. Într-o zi de primăvară, soarele încălzea și lumina prietenos curtea. Razele lui lunecau pe peretele alb al casei vecine și chiar lângă zid, dintre firele verzi de iarbă au răsărit primele floricele galbene scânteind aurii. În curte a ieșit să se încălzească la soare o bătrânică. Și iată-o venind în vizită pe nepoțica ei. Bătrânica o sărută drăgăstos, sărutarea ei e mai scumpă decât aurul, că-și vine din inimă. Buzele sunt aurite și inima e de aur și cerut tot de aur, e în ceasul dimineții. Și asta-i tot, spuse păpădia. Biata mea bunicuță, oftă Gherda, se vede că e dor de mine, stă și plânge, cred, jelindu-mă ca și pe cai. Dar am să mă întorc de grabă și am să-l aduc și pe cai cu mine. Degeaba mai întreb florile de la ele, n-am să aflu nimic. Că știu doar de poveștile și cântecele lor, zise Gherda și o luă la fugă spre fundul grădinii.
Portița era închisă, dar ea a tras de zăvorul ruginii până când acesta s-a urnit din loc. Portița s-a deschis și fetița a pornit-o la fugă pe drum așa de sculță cum era. S-a uitat de câteva ori înapoi, dar nu venea nimeni după ea. De la o vreme a obosit și s-a așezat pe o piatră. Când s-a uitat în jur și-a dat seama că vara trecuse, era toamnă târzie. În grădina babei, în care mereu strălucea soarele și înfloreau flori din toate anotimpurile, nu puteai să-ți dai seama cum trecea vremea. Doamne, cât am zăbovit! Uite că-i toamnă! Nu mai am timp de odihnă, zise și porni iar la drum. Vai, bietele-i piciorușii erau obosite și era frig și umed. Frunzele alungite ale sălcilor se îngălbeniseră, bruma se așeza pe ele și picături mari lunecau la pământ. Doar porumberul era plin de poame acre. Tristă și mohorâtă părea lumea. A patra poveste despre un prinț și o prințesă. Gherda a trebuit iar să stea să se odihnească. Pe zăpadă, chiar în fața ei, țopăia un corb uriaș. Corbul s-a uitat la ea lung, a dat din cap și a spus: cra, cra, bună ziua! Nu prea putea să vorbească în limba oamenilor, dar se vedea că îi dorea binele fetiței și a întrebat-o încotro se duce așa singură. Cuvântul singură, Gherda l-a înțeles de minune și a priceput pe dată ce voia să spună. După ce a povestit corbului toată viața ei, fetița l-a întrebat dacă îl văzuse pe cai. Corbul a dat gânditor din cap și a spus: s-ar putea. Cum? Adevărat? Întrebă fetița. Și mai se rândăbușe pe corb cu sărutările ei. Mai încet, mai încet, zise el, cred că era cai. Dar sigur te-a uitat acum lângă prințesa lui. Stă la o prințesă? Întrebă Gherda. Ascultă ce-ți spun, zise corbul. Numai că mi-e foarte greu să vorbesc pe limba voastră, dacă ai ști tu graiul corbilor, ți-aș povesti mult mai ușor. Nu n-am învățat așa ceva, spuse Gherda. Ei, nu faci nimic, zise corbul, am să-ți povestesc și eu cum voi putea. Și a povestit tot ce știa. În împărăția unde ne aflăm acum trăiește o prințesă așa de isteață cum nu se mai găsește alta. A citit toate ziarele din lume și a uitat tot ce era scris acolo. Iată cât e de deșteaptă. Odată ședea pe tron și ăsta nu e un lucru prea plăcut, după cum spun oamenii, și cânta un cântecel. De ce nu m-aș mărita? Chiar așa, s-a gândit ea. Ia să încerc. Dar voia să ia de sus un bărbat care să știe să răspundă la toate întrebările, nu doar să-și dea aere de mare cunoscător. Și iată că a pus să se bată toba și să adune toate doamnele de la curte să le spună voia prințesei. Toate au fost foarte mulțumite și au zis: ca să vezi, și noi ne-am gândit la asta. Să știi că tot ce spune adevărat, adevărat, adăugă corbul. Am o logodnică la curte, e cioară domnească și de la ea am aflat totul. A doua zi, toate ziarele au apărut încadrate cu un chenar din inimioare și cu monograma prințesei în el. Scrie acolo că orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu prințesa, pe acela care se va purta liber de parcă ar fi acasă la ea și va vorbi cel mai bine, prințesa îl va lua de soț. Da, da, a spus corbul. Chiar așa a fost. Oamenii au dat buzna la palat, era o înghesuială nemai văzută, dar nici în prima, nici în a doua zi n-a fost ales nimeni. Afară toți vorbeau minunat, dar de îndată ce treceau pragul palatului și vedeau garda îmbrăcat în sale de argint și slujitorii în livrele cu fir de aur, pășind prin sălile uriașe, luminate ca ziua, se zăpăceau. Și când se apropiau de tronul pe care stătea prințesa, nu făceau nimic decât să repete ultimele ei cuvinte. Și prințesei nu-i plăcea deloc asta. Parcă le lua cineva mințile. Abia când ieșeau pe poartă își recăpăta darul vorbirii. De la porțile palatului până la ușa sălii tronului se întindea un șir lung, lung de oameni. Am fost eu însumi acolo și am văzut. Și cai? Întreba Gherda. A venit și el să-și încerce norocul. Stai puțin că-ți spun. A treia zi a venit un tinerel, dar nu în caleașcă, nici călare, ci pe jos. Și a intrat direct în palat. Ochii străluceau ca și ei tăi, avea părul lung, dar era îmbrăcat sărăcăcios. Cai era, se bucură Gherda. L-am găsit, bătuia din palme. Avea o desagă în spate, continuă corbul. Da, trebuie să fi fost săniuța lui, spuse Gherda, a plecat de acasă cu săniuța. Se prea poate, zise corbul. Nu m-am uitat bine. Și logodnica mea mi-a povestit că atunci când a intrat pe porțile palatului și a văzut garda în zale de argint și pe scări slujitorii în livrele cu fier de aur, el nu s-a sfâstăcit deloc, a dat din cap și a spus: cred că e destul de plicticos să stai aici pe scări, mai bine să intru. Sălile palatului străluceau de lumină, curtenii umblau desculți ducând urcioare de aur, nici că se putea ceva mai solemn. Cizmele lui scârțeau grozav, dar el nici nu se sinchisea de asta. El trebuie să fie cai, exclamă Gherda. Avea cizme noi și scârțeau când venea la bunica, l-am auzit eu.
Da, scârțiau, spuse corbul. Iar el s-a dus direct la prințesă. Ea ședea pe un mărgăritar mare cât roata carului. În jur stăteau în picioare doamnele de la palat împreună cu slujitoarele lor și cu slujitoarele slujitoarelor lor. Toți curtenii cu valeții lor, cu servitorii valeților și cu slugile servitorilor valeților. Cu cât erau mai aproape de ușă, cu atât creștea și trufia lor, până și băiatul ușierului care stătea mereu în fața porții era așa de mândru că nu-i ajungeai cu prăjina la nas. Trebuie să fi fost groaznic, zise Gherda, și că aia cucerit-o pe prințesă și s-a însurat cu ea. De n-aș fi corp, m-aș fi însurat și eu cu ea, chiar dacă sunt logodit. Băiatul a vorbit la fel de bine cum vorbesc eu în limba mea păsărească. Cel puțin așa zise logodnica mea. Era drăguț și vesel și zicea că nu venise să o pețească, ci doar să-i asculte vorba înțeleaptă, dar după aceea și prințesa l-a privit cu drag. Da, era cai, zise Gherda. E atât de deștept încât știe să calculeze în gând chiar și cu fracții. A, du-mă repede la palat. Ușor de zis, spuse corbul, dar cum să te duc? Stai puțin. Am să vorbesc cu logodnica mea, trebuie să-i vină ei o idee să ne dea un sfat. Crezi tu că o fetiță ca tine va fi primită la palat? Au să mă primească, zise Gherda. Când cai o să afle că sunt acolo, o să vină îndată să mă ia la el. Așteaptă-mă aici lângă gard, zise corbu, apoi clătină gânditor din cap și-și lua zborul. S-a întors abia în faptul serii. Cra, cra. Logodnica mea îți transmite plecăciuni și uite. Chifla asta a luat-o de la bucătărie, sunt o grămadă acolo. Ia-o pe semne că ești flămândă. În palat n-ai cum să intri, ești desculță, iar garda în zale de argint și baleții îmbrăcați în livrele cu fier de aur n-au să te lase. Nu plânge. O să ne descurcăm noi cumva, logodnica mea știe o scară doznică ce duce drept spre iata cu prințesii și va lua cheia. Și așa cei doi au intrat în grădina palatului pe aleea cea mare, pe care se așterneau frunzele veștede și când luminițele de la palat s-au stins, una după alta, corbul a însoțit-o pe fetiță la ușa din spate care era întredeschisă. Ah, cum îi mai bătea inima Gherdei. De parcă era pe cale să facă ceva rău, iar ea voia doar să afle dacă prietenul ei era acolo. El trebuie să fie. Gherda îi vedea în gând ochii ageri și părul lung. Își amintea de zâmbetul lui dulce când ședeau alături la umbra trandafirilor. Cai se va bucura desigur când o să o vadă și când o să audă ce drum lung a străbătut de dragul lui și cât au plâns și ei de acasă când nu s-a mai întors. A, Gherda era copleșită de spaimă, dar totodată și de bucurie. Au ajuns la capătul puterilor. Pe un scrin pâlpâia o lămpăiță, iar jos pe podele ședea cioara cea domnească și privea îngrijorată în toate părțile. Gherda făcu o plecăciune cum o învățase bunica ei. Logodnicul meu mi-a vorbit tare frumos despre tine, drăguță domnișoară, grăicioară, și povestea vieții tale este atât de tulburătoare. Hai, ia lampa, iar eu am să merg în față să-ți arăt drumul. Nu o să fim văzuți aici de nimeni. Mi se pare că vine cineva în urma noastră, zise Gherda, și chiar atunci, cu un foșnet ușor strecură în goană pe lângă ea niște umbre, cai cu picioare zvelte și coame fluturând care duceau în spate vânători domn și doamne. Astea sunt doar vise, zise cioara. Cu atât mai bine că ce ai să-i poți vedea pe toți dormind, fiecare în patul său. De grabă, au ajuns în prima încăpere cu pereții acoperiți de mătase purpurie, brodată cu flori pe lângă Gherda, iar au trecut valvârteși visele, dar atât de iute încât n-a mai apucat să-i deslușească pe călăreți. Celelalte odăi erau care mai de care mai frumoase, Gherda era încântată de atâta splendoare, apoi au ajuns în iatac. Tavanul semăna cu un palmier uriaș cu frunze de cristal, iar în mijloc aternau de un dujer de aur două paturi în formă de crin. Unul era alb și în el dormea prințesa, celălalt era roșu și în el Gherda spera să-l vadă pe cai. A dat ușor la o parte o petală purpurie și a văzut înăuntru o ceafă cu părul auriu. Era cai. Atunci l-a strigat cu o voce tare pe nume și a apropiat lampa de fața lui. Visele s-au întors în goană în odaie. Prințul s-a trezit, a întors capul. Ah, nu era cai. Prințul semăna cu cai numai de la spate, era la fel de tânăr și de chipeș. Din cărinul cel alb se iți și prințesa și întrebă susprinsă ce se întâmplă. Gherda a început să plângă și îi depănă toată povestea ei, ba îi spuse și cum o ajuta sără corbu și cioara. Sărăcuța de tine, rostiră prințul și prințesa, apoi lăudară corbu și cioara, le-au spus chiar că nu sunt supărați deloc pe ei, doar să nu mai facă și altă dată așa ceva, apoi au vrut să-i răsplătească. Vreți să fiți păsări libere, întrebă prințesa, sau vreți să rămâneți în slujbă la curtea domnească și să vă hrăniți cu ce rămâne la bucătărie? Corbu și cioara au făcut plecăciuni și i-au rugat să-i lase la palat, că ziceau ei că ar fi bine să aibă nădejde la o bucată de pâine la bătrânețe.
Prințul s-a sculat și i-a îngăduit Gherdei să doarmă în patul lui, căci mai mult de atât nu putea face nici el. Gherda și-a încrucișat brațele și s-a gândit, ce bune ființe am întâlnit. Apoi a închis ochii și a adormit pe dată. Visele s-au întors iar în iatac și acum îl aduceau cu o săniuță pe cai, care îi făcea semn din cap. Dar vai, era numai un vis care s-a risipit de îndată ce fetița s-a trezit. A doua zi, Gherda a fost îmbrăcată din cap până în picioare în mătăsuri și în catifea. I s-a dat voie să rămână la palat oricât voia. Ar fi putut să trăiască aici fără griji, dar ea a zăbovit doar câteva zile, apoi a rugat să-i se dea o caleașcă trasă de cai și o pereche de ghetuțe, pentru că voia să plece iar în lumea largă să-l caute pe frățiorul ei de suflet. I-au dat încălțări cu manjon și o rochie minunată, iar când și-a luat rămas bun de la toți, la poartă a sosit o caleașcă din aur curat cu blazoane prin ciare, strălucind ca niște stele. Servitorii și vizitiu aveau pe cap coronițe de aur. Prințul și prințesa au ajutat-o pe Gherda să urce în caleașcă și au urat drum bun. Corbul din pădure, care acum era însurat, a însoțit o bună bucată de drum, așezat lângă ea în caleașcă, fiindcă nu-i plăcea să călătorească stând cu spatele la cai. Cioara de la curte ședea lângă ușă bătând din aripi. Nu putea să o însoțească pe Gherda deoarece suferea de dureri de cap de când devenise slujnică la bucătărie și mânca peste măsură. Caleașca era încărcată cu colăcei pudrați cu zahăr, iar lada de sub scaun era plină cu fructe și covrigi. Drum bun, drum bun, strigau prințul și prințesa. Pe Gherda au năpădit-o lacrimile și cioara a plâns de asemenea. După ce au mers așa o vreme, corbul și-a luat și el rămas bun. Asta a fost cea mai grea despărțire. Pasărea a zburat în vârful unui copac, bătând din aripile sale negre, până când caleașca, strălucitoare ca un soare auriu, a dispărut în depărtare. A cincea poveste. Despre fetița unei tâlhăroaice. Și iată că au intrat într-o pădure întunecoasă în care își făceau mendrele niște tâlhari, caleașca strălucitoare era tot ce își puteau dori. E din aur, au strigat ei apucând caii de dârlogi, i-au ucis pe vizitiu și pe servitor și au scos-o pe Gherda din caleașcă. E frumușică și durdulie, se vede că a fost strănită numai cu miez de nucă, zise o tâlhăroaică bătrână cu barba lungă și aspră și cu sprâncene stufoase. Arată ca un miel îndopat. Tare gustoasă trebuie să mai fie. Și-a scos un cuțit cu lama ascuțită lucitoare. Au, țipă ea dintr-o dată, o mușcase de ureche fiică sa care îi sărise în spate. O fată grozav de obraznică și de încăpățânată. Alintătură rea, o certă mama și uită să o ucidă pe Gherda. Vreau să se joace cu mine, spuse fetița tâlhăroaicei, să-mi dea mie manșonul și rochița ei frumoasă și apoi să doarmă în patul meu. Și fetița o mușcă iar pe mamă sa atât de tare încât baba sări în sus și se învârti de durere. Ceilalți tâlhari începură să râdă. Ia uite ce mai dănțuie cu fiică sa în spinare. Vreau să mă sui în caleașcă, zise fetița tâlhăroaicii și o ținu una și bună căci era tare răsfățată și îndărărnică. Urca apoi împreună cu Gherda în caleașcă și porniră în goană spre hopuri și bolovani, prin desișul pădurii. Era la fel de înaltă ca Gherda, dar mai voinică, mai lată în umeri și mult mai oacheșă. Avea ochii negri ca tăciunele, parcă ușor triști. A îmbrățișat-o pe Gherda și i-a spus, nu o să te omoare nimeni atâta vreme cât nu o să mă supăr pe tine. Ești o mică prințesă, nu-i așa? Nu, răspunse Gherda. Și povesti tot ce se întâmplase și cât de mult îl iubea ea pe cai. Fetița tâlhăroaie și o privi cu luare aminte, dădu din cap și spuse, nu, nu o să te omoare nimeni nici dacă mă supăr pe tine, doar să fiu un toane prea rele. Șterse lacrimile de pe obrajii Gherdei și își vârâ mâinile în manșonul ei cald și moale. Deodată caleașca se opri, intraseră în curtea conacului tâlharilor. Pereții erau crăpați de sus până jos și prin găuri zburau corp și ciori, iar niște buldogi uriași, gata parcă să sfâșie pe cineva, rânjeau amenințător dar fără să latre, fiindcă nu aveau voie. În sala cea mare cu pereții pe jumătate ruinați și acoperiți de funingine în centru, pe pardusarea de piatră ardea un foc. Fumul se ridică spre tavan căutând o spărtură prin care să iasă afară. Pe foc era un ceaun uriaș cu supă, iar la frigare se perpeleau niște iepuri. La noapte o să dormi împreună cu mine aici lângă păsării, spuse fata tâlhăroaicei. După ce au mâncat, fetițele s-au dus într-un colț al odăi unde erau întinse niște rogojini din paie. Deasupra, pe grinzile din lemn, moțeau vreo 100 de porumbei, însă la sosirea fetelor se treziră. Sunt ai mei, zise fata tâlhăroaicei și prinse de piciorușe un porumbel. Îl ținu așa până când pasărea a început să bată din aripi. Sărută-l, îi porunci Gherdei întinzându-l porumbelul. Cei de acolo sunt porumbei gulerați de pădure, continua arătând spre doi porumbei care ședeau într-o spărtură din perete după niște nuiele împletite. Trebuie ținuți în cheji, astfel o șterg de aici cât ai clipi, iar acesta este bebe.
și fetița apucă de coarne un ren priponit de perete cu un căpăstu strălucitor de aramă și pe el trebuie să-l țin legat astfel eșată-l pășița. În fiecare seară îl mângâi grumazul cu cuțitul meu ascuțit, iar lui îi sare inima din piept de frică. Spunând acestea, fata tâlhăroaice a scos dintr-o crăpătură în perete un cuțit lung și l-a trecut ușurel peste gâtul renului. Bietul animal a dat din copit, iar fata tâlhăroaice a izbucnit în râs și a tras-o pe Gherda în așternut. Ții cuțitul lângă tine chiar și atunci când dorm? O întrebă Gherda uitându-se înfricoșată la lama tăioasă. Întotdeauna dorm cu cuțitul, răspunse fata tâlhăroaicei. Nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla. Dar acum mai bine povestește-mi încă o dată despre cai și de ce ai pornit să-l cauți în lumea mare. Gherda a istorisit totul în vreme ce porumbeii sălbatici închiși în spărtura din perete gângureau încet, iar ceilalți porumbei dormeau. Fata tâlhăroaicei o prinse de după gât pe Gherda cu o mână ținând în cealaltă mână cuțitul și curând începu să sfărâie. Gherda însă n-a putut să închidă niciun ochi. Nu știa nici măcar dacă va rămâne în viață sau va fi ucisă. Deodată porumbeii sălbatici au început să gângurească. L-am văzut pe cai. O pasăre albă îi ducea săniuța în spate, iar el ședea în sania creștii zăpezilor. Au trecut deasupra pădurii pe când noi eram încă pui și stăteam în cuib. Sania a lovit cuibul și toți au murit în afară de noi doi. Ce tot gânguriți acolo? Întrebă Gherda și încotro se ducea crăiasa zăpezilor, îmi puteți spune. Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l mai bine pe renul ce l-a legat. Da, acolo pretutinde nu vezi decât zăpadă, dar priveliștea e încântătoare, zise și renul. Poți să zburzi cât vrei pe întinsul alb și sclipitor. Acolo și are palatul de vară crăiasa zăpezilor. Dar ea se află cu traiul lângă polul nord. Ah, dragul meu cai, oftă Gherda, stai cu minte să zbori și fata de hăroaice, dacă nu vrei să-mi fi cuțitul în tine. A doua zi dimineață, Gherda i-a povestit ce auzise de la porumbeii sălbatici. Fata de hăroaice a ascultat-o cu atenție și a dat din cap și a spus. Bine, bine, știi unde se află Laponia asta? Îl întrebă ea pe ren. Cine altcineva să știe dacă nu eu? I-a răspuns renul și ochii au strălucit. Acolo m-am născut și am crescut, acolo am zburdat pe câmpiile de zăpadă. Atunci ascultă, îi spuse Gherda fata tâlhăroaicei. Toți tâlharii au plecat, numai mama mea a rămas acasă. Ceva mai târziu o să iau o dușcă zdravănă din sticla cea mare și o să adorm. Atunci am să văd ce pot face pentru tine. Apoi, după ce bătrâna trase câteva închizituri bune din sticle și începu să sforăie, fata tâlhăroaicei se apropie de ren și îi spuse. Îmi place mult să te dezmiert, căci ești tare caragios când te gâdil cu cuțitașul și tu dai din copite, dar fie, am să te dezleg și am să-ți dau drumul ca să poți fugi înapoi în Laponia. Dar trebuie să o duci pe fetița asta la palatul creiesei zăpezilor, unde se află fratele ei de suflet. N-am nicio îndoială că ai auzit ce mi-a povestit, fiindcă a vorbit destul de tare, iar ție îți place să tragi cu urechea. Renul s-o păi de bucurie. Fata tâlhăroaice o ajută pe Gherda să urce, o legă strâns de spinarea renului și chiar băgă sub ea o pernuță moale ca să-i fie mai comod. Ține, zise ea, ia ține apoi ghetuțele îmblănite că afară e tare frig. Numai manșonul îmi rămâne mie că-mi place. Însă n-am să te las în ghet, am să-ți dau mânușile mamei mele, sunt atât de mari că-ți vor ajunge până la coate. Bagă-ți mâinile. Acum chiar că ai mâini urăcioase ca ale ei. Gherda a început să plângă cu lacrimi de bucurie. Nu-mi place deloc să te văz miorcăind, spuse fata tâlhăroaicei. Acum ar trebui să te bucuri. Uite, îți mai dau și două pâini și o bucată de șuncă să-ți țină de foame. Toate acestea au fost legate de spinarea renului. Fata tâlhăroaicei le-a schis ușa, a chemat câinii în casă, a tăiat cu cuțitul său ascuțit legătoarea renului și i-a spus, fugi, dar să ai grijă de fată. Gherda a întins mâinile înmănușate spre fata tâlhăroaicei în semn de rămas bun, iar renul a luat-o la goană printre tufișurile și movilițele din pădure, prin blaștini și câmpii. Lupii urlau, corbii croncăneau, în timp ce pe cer se întindea o perdea luminoasă. Asta e aurora boreală, o știu din copilărie, spuse renul. Ia te uită cum strălucește. Și goni mai departe. Așa au mers ei zi și noapte. Și când au terminat de mânca pâinea și șunca, au ajuns în Laponia. Așa se poveste despre o laponă și o finlandeză. S-au oprit în fața unei cocioabe sărăcăcioase. Acoperișul îi stătea să cadă, iar ușa era atât de joasă încât doar pe brânci puteai să intri sau să ieși. Înăuntru se afla o bătrână laponă care prăjea pește pe plită. Renul istorisi povestea Gherdei, dar mai întâi îi spuse tot ce pățise el, fiindcă asta îi se părea mult mai important, iar Gherda nu scotea niciun cuvânt, atât de tare înghețase. Bieții de voi, le spuse lapona, mai aveți drum lung de străbătut.
Trebuie să mergeți amar de cale să ajungeți în Finlanda, unde creasa zăpezilor stă într-un palat și aprinde în fiecare seară focuri de artificii. O să vă scriu un răvascur pe un pește uscat, căci nu am hârtie, iar voi când veți ajunge în Finlanda, să-i duceți femeii de acolo. Ea are să vă îndrume mai bine decât mine. După ce Gerda s-a încălzit, a mâncat și a băut, Lapuna a scris ceva pe un pește uscat, a rugat-o să-l păseze cu grijă, a legat-o iar de spinarea renului și le-a urat drum bun. Toată noaptea uscântea pe cer luminițele albăstrui ale aurorii boreale și așa, după ce au mers ei cât au mers, au ajuns în Finlanda și au bătut în hornul femeii cu pricina că cea nici ușă nu avea. Înăuntru era așa de cald încât finlandeza, o femeie scundă și grasă, umbla aproape dezbrăcată. I-a scos repede Gerdei haina, mânușile și ghetuțele, astfel i-ar fi fost prea cald. I-a spus renului o bucată de gheață pe cap, apoi a citit ce era scris pe peștele cel uscat. Citi și reciti răvașul de 3 ori, până ce îl învăță pe de rost, după care puse peștele în ceaunul cu supă că era bun de mâncat, iar femeia nu irosea niciodată nimic. Atunci renul-i povesti mai întâi pățaniile sale, apoi pe cele ale Gerdei. Finlandeza clipea din ochii săi iscoditori, dar nu scoase nicio vorbă. Ești o femeie tare înțeleaptă, zise renul. Știu că poți să faci o licoare care să-i dea fetiței puterea 12 viteji ca să poată înfrunta pe creasa zăpezilor. Puterea 12 viteji, repetă finlandeza. Da, ar putea să fie de ajuns. S-a dus și a luat de pe poliță un sul mare de piele și l-a desfăcut. Pe el erau însăilate niște litere ciudate. Finlandeza citi și reciti cele scrise până când sudoarea a început să-i curgă și roaie pe fruntea. Renu o rugă din nou să-i dea puterea Gerdei, iar Gerda o privi cu ochii atât de rugători și plini de lacrimi încât finlandeza a început să clipească, lua Renu deoparte și schimbându-i gheața de pe cap îi șopti. Cai se află într-adevăr la creasa zăpezilor. Este foarte mulțumit și crede că acolo este cel mai minunat loc din lume. Și asta din cauza cioburilor de oglindă care i-au intrat în ochi și în inimă. Dacă nu vor fi scoase, Cai va rămâne sub puterea crăiesei. Dar nu poți să-i dai Gerdei ceva care să o facă mai puternică decât oricine. Nu poți să-i dau puteri mai mari decât are acum. Vezi și tu cât de puternică este. I se supun și oamenii și animalele. A mers desculță în lume și s-a descurcat de minune. Puterea nu o s-o poate obține de la noi. Aceasta stă ascunsă în inima ei, fiindcă este o copilă drăgălașă și neprihănită. Dacă nu va putea să ajungă singură la creasa zăpezilor și să scoată cioburile din inima și ochiul lui Cai, noi nu avem cum să o ajutăm. Grădina creiesei începe la a doua poștă de aici. Poți să o duci acolo, să o lași lângă tufișul cu poame roșii și să te întorci fără zăbavă. Apoi femeia urcă pe Gerda pe spinarea renului și acesta o luă iar la goană. I-am uitat cizmele și mănușile, strigă Gerda încolțită gerul de afară. Dar renul nu se mai opri. Goni mereu până ajunse la tufișul cu poame roșii, o lăsa acolo pe fetiță și o sărută în timp ce pe obraj îi șiroiau lacrimi mari. Apoi porni înapoi iute ca săgeata. Beata fetița a rămas singură, fără cizme și mânuși pe un ger năprasnic. Atunci a luat-o la fugă înainte cât o țineau picioarele. Fulgii de zăpadă îi biciuiau fața, dar nu cădeau din văzduh, căci cerul era limpede precum cristalul luminat de aurora boreală. Nu, fulgii aceștia se rostogoleau pe pământ drept spre Gerda și cu cât se apropiau se făceau tot mai mari. Gerda și-a amintit de fulgii mari și frumoși pe care îi văzuse prin lupa lui Cai. Însă cei de aici erau mult mai mari și mai înspăimântători. Erau străjerii viei creisei zăpezilor și luau cele mai ciudate forme. Unii semănau cu niște porci spinoși mari și urâți, alții arătau ca niște balauri cu 100 de capete sau ca niște urși grași cu blană lucioasă, însă toți erau de fapt niște fulgi de zăpadă vii de un alb imaculat. Micuța Gerda spuse iute o rugăciune, frigul era atât de pătrunzător încât fata își putea vedea respirația. Erau aburi care se preschimbau în îngerași strălucitori, toți aveau coi, fursulițe și păvaze. Îngerașii mângâiau mâinile și picioarele, acum fetița simți că nu-i mai era așa de frig și își continuă curajoasă drumul spre palatul creesei zăpezilor. Dar până una alta să vedem ce făcea Cai în vremea aceasta. El nu se gândea deloc la Gerda și nici prin minte nu-i trecea că ea se afla atât de aproape. A șaptea poveste despre cele întâmplate în palatul creesei zăpezilor și după aceea. Pereții palatului erau înălțați din nămezi de zăpadă, iar ferestrele și ușile fusese răsăpate în ei de vânturile vijelioase. Palatul avea sute de încăperi formate din troienele de zăpadă, înșirându-se una după alta, iar cea mai mare se întindea până în hăt departe. Toate încăperile străluceau luminate de aurora boreală, pustii, dar scânteind în splendoarea lor rece. Nu era nici urmă de veselie, nu se dădeau niciodată
baruri în care furtunile să-și dezlănțuie muzica și urși albi să-și arate grația mergând pe labele din spate și făcând plecăciune adânci, iar cu metrele vulpi argintii nu se adunau niciodată la palavre la o cafea. Totul era înghețat, pustiu și grandios. Aurora boreală se deslușea atât de bine încât îi puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul celei mai mari încăperi se găsea un lac înghețat, pojița de gheață era crăpată în mii de bucățele atât de asemănătoare încât privite la un loc alcătuia o adevărată operă de artă. În mijlocul lacului ședea pe tron Crăiasa Zăpezilor. Ea numea acest lac oglinda înțelepciunii. După părerea ei era cea mai bună oglindă din lume. Cai era vânăt de frig aproape că se înnegrise, dar el nu simțea asta deoarece Crăiasa Zăpezilor îl sărutase și nu mai știa ce-i frigul, iar inima era un sloi de gheață. Băiatul se juca cu niște bucăți de gheață ascuțite și netede încercând să alcătuiască tot felul de figuri, așa cum se joacă la noi copiii cu cuburile. Cai construia și el din sloiuri de gheață, asta numindu-se jocul de gheață al înțelepciunii. Pentru el, îmbinarea figurilor era o îndeletnicire de cea mai mare importanță și asta din pricina ciobului de oglindă pe care îl avea în ochi. Cai formase cuvinte întregi din gheață, dar nu reușea nici cum să le îmbine cum trebuie pentru a alcătui cuvântul veșnicie. Creasa Zăpezilor îi spuse, dacă reușești să formezi acest cuvânt, ai să devii stăpân pe tine însuți și o am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra o pereche de patine noi. Dar Cai nu putea alcătui cuvântul. Creasa Zăpezilor plecă în țările calde, iar Cai rămase singur în imensa sală pustie. Se uita la bucățile de gheață furat de gânduri și cum stătea neclintit și țeap, n-ai fi crezut că-i și el un sloi de gheață. În vremea asta, pe poarta uriașă prin care întotdeauna băteau vânturi năprasnice, intră Gherda. Ea spuse rugăciunea de seară și vânturile se potuliră ducându-se la culcare. Fetița pătrunse în uriașa sală de gheață și îl văzu pe Cai, îl recunoscu îndată, se repezi să-l îmbrățișeze, îl strânse tare la piept și zise: Cai, dragul meu Cai, te-am găsit în sfârșit! Dar el rămase nemișcat și rece. Atunci Gherda a început să plângă și lacrimile ei fierbind scăzură pe pieptul lui Cai și pătrunseră adânc în inimă topind sloiul de gheață. Cai se uită la Gherda și deodată ochii se umplură de lacrimi și el plânse atât de tare încât ciobul ieși odată cu lacrimile. O recunoscu pe prietena lui și se bucură. Gherda, draga mea Gherda, unde ai fost atâta vreme și eu unde m-am aflat? Cai privi în jurul lui și spuse, ce frig este aici și ce pustiu. O strânse cu putere pe Gherda, iar fata a început să râdă și să plângă de bucurie. Fericirea lor era așa de mare încât și bucățile de gheață au pornit să salte, iar când au obosit s-au așezat și au format cuvântul pe care Cai nu putuse nici de cum să-l alcătuiască până atunci. Băiatul devenea propriul lui stăpân, ba mai trebuia să primească în dar de la Crăiasa Zăpezilor lumea întreagă și o pereche de patine noi. Gherda îl sărută pe obraz și aceștia se îmbujurară. Fata îi săruta apoi ochii care începuseră să lucească la fel de tare ca a ei. Îi sărută mâinile și picioarele și trupul se înzdrăveni îndată. Acum Cai nu se mai temea deloc că va veni Crăiasa Zăpezilor, căci avea actul de eliberare scris cu litere strălucitoare de gheață. Copiii s-au luat de mână și au ieșit din palatul înghețat, au început să vorbească despre bunica și despre trandafirii din grădinița lor. Pe unde mergeau ei, vânturile se potoleau și apărea soarele. Când ajunseră la tufișul cu poame roșii, renul era acolo și aștepta. Cai și Gherda s-au dus mai întâi la finlandeză, apoi, încălzit în căsuța ei, și-au aflat drumul spre casă. Apoi au trecut și pe la Lapona, care le pregătise hăinuțe noi așteptându-i cu sania gata de plecare. La granița Laponiei, unde începuseră să încolțească iarba, Cai și Gherda și-au luat rămas bun de la Ren și de la Lapona. Și iată, înaintea lor a apărut pădurea. Pe ramurile pline de muguri, stăteau păsări și ciripeau. Din pădure le ieși în întâmpinare călare pe un cal frumos o fată cu o pălărie roșie pe cap și cu pistoale la vreu. Gherda recunoscu îndată și calul că-și fusese cândva în hămala caleașca ei din aur și fata. Era fica tâlhăroaicei. Aceasta o recunoscu și ea și amândouă s-au bucurat grozav. Ia uită-te la el, hoinaru, i-a spus fata lui Cai. Stau și mă întreb dacă meri să te caute cineva tocmai la capătul pământului. Gherda o întrebă dacă știe ceva despre prinț și prințesă. Sunt duși prin alte țări, răspunse fata tâlhăroaicei. Dar corbul? Întrebă din nou Gherda. Corbul a murit. Cioara a rămas văduvă și poartă un fir negru legat de picior. Își plânge soarta, dar asta, cred eu, e o prostie. Mai bine povestește-mi tu ce ai mai făcut și unde l-ai găsit pe Cai. Gherda și Cai au povestit despre toate pățaniile lor. Văd că totul s-a terminat cu bine, zise fata tâlhăroaicii. Apoi, i-a prins de mână și le-a făgăduit că dacă va trece vreodată prin orașul lor, va veni la ei în vizită.
Se despărțiră, iar Cai și Gherda își continuară calea. Pretutindeni înfloreau florile de primăvară, iarba înverzea. Deodată s-a auzit dângăt de clopoși și au recunoscut turnurile din orașul lor natal. Au urcat pe scara cunoscută și au intrat în cameră. Aici totul rămăsese neschimbat, ceasul ticăia la fel, acele lui arătau aceeași oră ca și odinioară. Dar trecând prin ușa îngustă, Gherda și Cai observa că nu mai erau copiii de altădată, se maturizaseră. Trandafirii înfloriți priveau de pe acoperiș prin fereastra deschisă, iată și cele două scăunele. Cai și Gherda s-au așezat ținându-se de mână. Măreția rece și pustie din palatul creiesei zăpezilor dispăruse ca un vis urât. Ședeau alături doi oameni în toată firea și totuși copii în sufletul lor, iar afară era vară. O vară caldă, minunată. Sfârșit. Mulțumim că ne urmăriți! Nu uita să vă abonați canalului de YouTube Pisoia și Tocilari.